Bun găsit, oameni, bun la o ediție specială. Da, vorbim despre acest eveniment care a pus în stare de revoltă o țară întreagă, pentru că asta e starea de spirit, o stare de revoltă apropo de ce s-a întâmplat la Caracal. Întâmplarea face ca eu să fiu din Caracal și invitatul meu de asemenea din studio, domnul Alexandru Cumpănașu. Bine ai venit, Alex, tot din Caracal. Unchiul Alexandrei. Sunt atât de multe de discutat, rar eu sunt impresionat în meseria mea. Mi s-a întâmplat să văd lucruri absolut înfiorătoare și să nu-mi tresare nici măcar în mușchi, pentru că meseria asta pe undeva m-a transformat undeva într-un om cu nervi de oțel și cu, a spune, fără oase, fără piele, fără nimic. Însă trebuie să recunosc că acest caz nu numai că m-a emoționat, spuneam că m-a revoltat. Și revolta pleacă de la faptul că fiecare sau cei mai mulți dintre noi au copii și se gândesc pur și simplu, și nu e deloc gratuit și nu e nici o chestiune forțată, că fata noastră, copilul nostru, copiii noștri ar putut fi în locul Alexandrei. Știu că au fost câteva zile infernale pentru tine. Așa este. Probabil că te ține în viață ideea de a se face dreptate Alexandrei și te ține în picioare până la urmă lucrul ăsta. Și aș vrea pentru început să ne spui, să refacem un pic șirul evenimentelor, să-mi spui cum ai aflat, când ai aflat tu și ce s-a întâmplat din momentul ăsta. Mă interesează bătălia pe care ai dus-o tu din momentul zero în care ai aflat. Te ascultăm. În primul rând, mulțumesc, Marius, pentru invitație. Noi ne știm de 20 de ani și apreciez efortul pe care atât tu cât și trustul îl fac pentru... De fapt, toată presa a făcut-o la unison pentru... E adevărat. Tot ce se întâmplă a fost... S-a întâmplat asta, se întâmplă rar, dar se mai întâmplă. Așa. Sigur, sunt mii devieri legate de subiect. Da. Uneori apare și politicul, dar asta e un totul altul subiect, o să vorbim despre asta. Așa este. Eu îți mulțumesc că ai venit, pentru că ești prima dată într-un studio în toată hărțuirea asta de care ai avut parte și toată drama prin care ai trecut de fapt și pe care o trăiești de câteva zile, toate astea sunt foarte greu de ținut și mă bucur că reziști și că mi-ai zis înainte de a începe emisiunea, ești convins și nu te va opri nimic să mergi până la capăt în aflarea adevărului. Ba mai mult, aici mi se pare o chestie incredibilă din partea ta, vrei ca lucrul ăsta să-l faci în tot ceea ce înseamnă România din punctul ăsta de vedere. Da. Pentru Caracalul este din momentul ăsta un loc la care oamenii se uită cu groază, din păcate. Eu m-am străduit de 30 de ani să fac din Caracalul un oraș, să nu mai existe ideea de oraș al minunilor și, mă rog, toate etichetele absurde care se puneau. Va fi foarte greu de acum înainte să spună ceva, ceva normal despre Caracal. Da, sunt emoționat și eu și îmi găsesc destul de greu cuvintele. Spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat, cum ai aflat și cum s-a întâmplat din momentul ăla. Marius, eu am aflat joi la în jurul orei 9 de la fratele meu, care vorbise cu mama mea. Vărul meu nici măcar săracul nu întâlnise să mă deranjeze, așa a spus el. Așa sunt oamenii, știi cum e la noi la țară, sunt oameni simpli și cu foarte, foarte mult bun simț. Din momentul în care am aflat de la fratele meu, evident că eu sunt foarte, foarte apropiat de familie și sunt ca un câine și atunci am început să mă agit, am luat legătura și cu cei care făceau această, așa zis, anchetă la fața locului, împreună cu fratele meu și să... Asta era joi la ce oră? Joi în jurul orei 9 seara. 9 seara, tot ce am aflat. Alexandra dispăruse în jurul... Dispăruse deja de miercuri în jurul orei 12. Ce făcuse familia până atunci? Vărul meu, tatăl Alexandrei, a depus plângere seara, miercuri seara. Am văzut mai multe variante prezentate. Eu vă spun ce mi-a spus el și n-am niciun dubiu să-l cred. Miercuri seara la poliția Caracal. După ce a depus, mă rog, când s-a dus să depună plângerea, a fost acea replică faimoasă care apare, se pare, și în cazul acestei fete, Luiza, și mai multe. Și sunt convins că este o practică la
la milițienii de carton, de genul, ești sigur că vrei să depui plângere, fetele astea știi cum stă acum la 15 ani, se întoarce mâine, poi mâine acasă. A fugit cu unul, da, și așa mai departe. Da, a fugit cu unul sau cine știe, pentru ei toate, pentru mitocanii ăștia, toate fetele sau toate femeile sunt, nu știu, prostituate. După acest moment, ca să explic pe larg, am luat legătura cu autoritățile. Am sunat tot ce înseamnă autoritate publică în România, fiind totuși partea familiei, aveam tot dreptul să fac lucrul ăsta și am tot dreptul în continuare să fac aceste demersuri, ceea ce am și făcut și astăzi, o să fac și mâine și voi face în zilele următoare. Și am luat legătura cu parchetul general, cu DICOT-ul, cu toate structurile, cu poliția, cu toți cei care au implicat în această anchetă. Pot să spun că dintre toți există un singur polițist care a fost normal la cap și care a și cerut să intre în casă. Nu o să-i dau numele acum, dar la un moment dat îi voi da numele, pentru că pentru acest băiat este oarecum un... Nu are cum să fie un erou, pentru că până la urmă Alexandru a murit, nu, dar... Păi cu atât mai puțin, dar și-a făcut meseria. Și-a făcut meseria, da. Mi se pare ceva incredibil când cineva își face meseria. Da, și a încercat să facă ceva mai mult decât... Joi știai că sunase Alexandra la poliție? Joi seara, da. Fratele meu mi-a spus tot. Adică mi-a spus și faptul că a sunat la 112 și faptul că Luiza, că era un caz precedent în județ, zicea, băi, ăștia sunt nebun la cap, a mai dispărut o fată de 3 luni de zile și pe aia n-au găsit-o. Și la acel moment, după ce am luat legătura cu autoritățile, l-am întrebat pe fratele meu ce măsuri s-au dispus, pentru că el ținea legătura mai aproape, fiind și el polițist, în altă parte cu cei din Caracal. Și eu și el țineam, dar era o altă relație între oamenii care lucrează în același sistem. Amândoi eram în egală măsură partea familiei și am aflat că procurorul nu a făcut prea multe, că bășbuiau, erau într-o degringoladă totală, mare. Era ceva de domeniul incredibilului, n-aveau piste, n-aveau nimic, ca să zic așa, la ora 9 seara când am vorbit eu cu el. Și atunci eu am întrebat, dar de ce, l-am întrebat pe fratele meu, de ce nu se încearcă localizarea apelului de la 112, prin STS, prin Direcția de Operațiuni Speciale, prin SRI, adică știi tu foarte bine că nu sunt un om care să nu fie avizat cu sistemul de securitate națională, adică atâta, cu minime cunoștințe le aveam, nu? Și mi-a spus că din punctul lui de, adică din ce știa el, ei nu făcuse nici măcar confirmarea vocii Alexandrei ca fiind victima care a sunat. Momentul în care am întrebat de ce, răspunsul a fost pentru că nu credeau că este o pistă reală, pentru că nu, ce criminal a lăsat telefonul lângă victima? Asta a fost replica unui procuror cu care eu am discutat, ca să fiu foarte direct. Da, mi se pare incredibil. Da, astăzi aflăm, pentru că ai spus și tu, ai aflat în cursul zilei de astăzi, că a existat un dialog între Alexandra și un ofițer de poliție. Pentru că știm, sună în centrală la STS și de acolo s-a dat la Slatina, am înțeles legătura, și după aceea la poliția din Caracal. Da. Ce s-a întâmplat în această discuție, că e foarte important? S-au întâmplat lucruri halucinante pentru orice om care se uită la noi. Polițistul care a preluat apelul, dar poate o să la un moment dat să mă întorc puțin la STS și cum au dirijat și ce s-a întâmplat. Ajungem și acolo. Da. Asta era o informație foarte proaspătă. Da, așa este. Polițistul din Slatina, de la Inspectoratul Județean de Poliție, conform unui raport preliminar privind apelul strict un control pe apelul 112 pe care eu l-am făcut rost de la din sursele mele de la Ministerul de Interne. Acest individ, spune-i cum vrei, că eu nu știu, nu pot să-i numesc pe oamenii ăștia, știu că zilele astea nu am avut cel mai corect limbaj, dar totuși cred că e de înțeles. Acest cetățean, acest individ a avut, conform acestui raport, o atitudine refractară și neprofesionistă, n-a încercat, conform raportului, sigur, aici putem să citim dacă vrei de pe telefon. Te rog, chiar pot să citesc exact ce scrie în acel raport, pentru că
Este halucinant, adică oamenii trebuie să vadă lucrurile astea. Iartă-mă, în mai o secundă. Dar nu e nicio problemă. Eu cred că toți oamenii, toți acești funcționari până la urmă, sau toți, tot ce înseamnă autoritate care s-a ocupat de acest caz și care nu și-a îndeplinit sarcinile de serviciu, că despre asta vorbim, trebuie să fie cercetat. Te rog să citești. Așa este, da. Ba chiar mai mult, au încălcat legea, Marius, și o să-i explic mai târziu. Nu și-au îndeplinit sarcinile, omul ăsta, de exemplu, a încălcat legea. Din raportul respectiv, da? Deci ca să nu este o bănuială a mea, nu este ceva ce speculăm. Cu ocazia audierii înregistrării discuției telefonice dintre operatorul de la 112, adică polițistul respectiv, de la... a dispărut puțin textul. Da. De la Inspectoratul de Poliție Județean Olt, numai o secundă. IPJ Olt, da? Da. Cu ocazia audierii înregistrării discuției telefonice între operatorul 112 de la nivelul IPJ Olt, agent șef, eu îi dau numele, îmi pare rău. Da, te rog. Omul ăsta trebuie să, oamenii trebuie să știe. Te rog. Agent șef principal Florescu Vasilică Viorel și victima. Deci în dialogul dintre cei doi și Alexandra, da? Da, și Alexandra, s-a constatat că polițistul a avut o atitudine refractară față de aceasta, fără a da dovadă de solicitudine și neimplicându-se în obținerea de date care să conducă la identificarea locației unde se afla persoana apelantă, respectiv să o consilieze pe aceasta ori să-i ofere sfaturi cu privire la comportamentul ei până la sosirea echipajelor de poliție. Raport al Ministerului de Interne cu privire la ce a făcut acest individ și cum s-a comportat. Înfiorător. Pentru mine, da, este înfiorător. Nu, n-am. E ca și cum... Deci era de la Slatina. De la Inspectoratul Județean. E ca și cum cineva te-ar omor în direct. Dar de ce s-a dat legătura la Slatina și nu s-a dat la Caracal? Cred că centrala STS este în fiecare județ, în reședința de județ. N-aș vrea să speculez mai mult, pentru că nu știu. Nici eu nu știu și nu, da. Dar așa bănuiesc. Totuși, mi se părea firesc. După aceea s-a făcut legătura cu poliția Caracal. Bine, i-a spus unde se află, în ce orașe, Alexandra, bănuiesc. Nu știu, n-am ascultat înregistrările, ar semna să speculez, dar cred că da. Nu se poate să nu fi spus în Caracal și totuși au dat legătura la Slatina. Și aici mi se pare, până la urmă, lipsă de profesionalism. Așa este. Pentru că una era să fie un polițist din Caracal, care putea să găsească într-un timp scurs să identifice din relatările Alexandrei locul, și alta este să dai la Slatina. La fel de bine putea să dea la Ploiești. Așa este. Adică în ce măsură știau cei de acolo. Păi, de la început vedem că e o greșeală. Dar hai să ne întoarcem la 112. Eu te-am ascultat pe tine în toate zilele astea și ai spus un lucru extraordinar de care n-a ținut cont nimeni până acum. Și anume faptul că n-a fost anunțată salvarea. Da. Dar eu spun mai mult decât atâta, pentru că totuși am detașarea, nu sunt implicat emoțional și, mă rog, cu totul așa cum ești tu. Dumnezeule, imaginați-vă că oricare dintre noi sună la 112 și este în momentul ăla, este atacat, este violat, îi se poate întâmpla iminent, da? Sau viața lui, viața unui om care sună la 112, este pusă iminent, da? În pericol. Păi asta s-a întâmplat aici. Așa și este. De fapt, ce au făcut autoritățile? Noi nu realizăm, dar o să realizăm de aici înainte. Deci imaginați-vă că noi, eu sau tu, suntem pe stradă și ne atacă cineva, da? Uh-huh. Și sunăm la 112. Păi și ce vine? Poliția vine după 20 de ore? Da, vine după 20 de ore, iar ambulanța nu este anunțată. Mai ales că era vorba despre un viol sau un pericol iminent. Era amenințată viața Alexandrei. Ba mai mult decât atât, ea spusese că a fost violată. Da. Da? Și că este ținută captivă, că este legată la mâini și așa mai departe. Da, este înfiorător. Dacă tot se leagă de proceduri, eu pot să, lucrurile la care ai făcut și tu referire și pe care le-am mai menționat, dar aici pot să le spun mai clar și mai calm. Practic, protocolul de funcționare al 112 impune, deci nu este opțional, că atunci când este o agresiune sexuală asupra unei persoane, este raportată o agresiune sexuală asupra unei persoane, cum era în cazul acesta violul efectuat asupra Alexandrei. Răpire.
viol, sechestrare. Da, și pericol iminent, și pericol iminent. Pierde viața, de fapt. Da, dar... Ceea ce s-a întâmplat. Corect, dar strict în cazul de agresiune sexuală este în regulamentul lor că nu anunți doar poliția, face o conferință, cum se numește în termenii lor, și da, la acea conferință participă și ambulanța. Din momentul în care ambulanța, scuze-mă, Marius, dar din momentul în care ambulanța asculta acest apel, da? Pentru că erau obligați, fiind vreo o agresiune sexuală, și așa mai eu cred că medicii din Caracal și de oriunde din lumea asta nu ar fi așteptat 20 de ore după procuror. Nu a Alex, operatorul nu a anunțat ambulanța. Deci eu încă o dată spun, unu, acest copil, incredibil, reușește să sune la poliție după ce a fost răpită, sechestrată, violată, legată și amenințată, adică viața era amenințată. Reușește să sune la poliție, da? Ceea ce mi se pare incredibil. Moment până la care poliția nu făcuse mai nimic din cunoștințele tale, din ceea ce ne povestește aici. Nu făcuse chiar nimic. 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 Ce făcuse? Până la ora 11 nimic. Păi nu, trecuseră 24 de ore de când fusese răpită, da? Da. Și nu făcuseră nimic autoritățile statului. Pentru că aici e vorba despre stat. Așa și este. Noi. Așa statul este. Care tratează cetățeanul ca pe o slugă. Așa este. Ca un număr, ca pe o slugă, ca pe un băț. Când trebuie să fie exact pe dos, trebuie să fie respectat. Dar vom discuta despre asta. Încă o dată spun. Poliția trimite acest apel, da, da, la Slatina. Da. Mie mi se pare absolut firesc să fie trimis la Caracal, așa pentru e. Că polițiștii cunosc orașul, în descriere, puteau și așa mai departe. Până la urmă, unul dintre cele trei apeluri a ajuns și la poliția din Caracal. A venit, da, momentul ăsta? Da. A venit momentul în care a fost... Alexandra a mai sunat odată. Și de data... Al doilea apel. Și a fost redirecționată către poliția Caracal. Și polițiștii de acolo nu au tratat în glumă, cel puțin acest aspect. Au avut alte bube și am explicat mai devreme. Vorbi și despre ele. Dar o parte dintre ei, cel puțin cel care a răspuns la apel, a încercat să o liniștească, să explice, să aibă un dialog cu ea și să afle mai multe date despre locul în care se află. Însă, Marius, de ce este foarte grav ce a făcut primul? Și de ce Ministerul de Interne a pus această concluzie finală care pare oarecum așa teoretizată, că în care nu doar faptul că nu a cooperat, că n-a încercat să afle locul, spune că nu i-a asigurat consilierea până la venirea la fața locului. Asta însemna, Marius, salvarea vieții ei, pentru că ar fi însemnat următorul lucru. Domnișoară, din acest moment închideți telefonul, nu mai puneți mâna pe el, pentru că poate oricând prinde criminalul, este suficient că a sunat sunat la noi, ne vom deplasa la fața locului, dar nu mai încerca să sunați la pe nimeni. La al doilea apel? Deci zici de al doilea cu poliția din Caracal? Nu, eu spun unde s-a greșit fundamental. Nu, la al doilea apel doar a încercat să cine localizeze. Cine trebuie să-i spună asta? Primul. Zici perfect ce spui. Primul telefon. Primul telefon. Deci oamenii au pus, cei care au făcut raportul, au pus această concluzie la finalul raportului și nu s-au limitat să spună că au ignorat-o și că acest individ a ignorat-o, acest agent de poliție a ignorat-o, nu a cooperat, nu a încercat să afle unde se află. Nu. Nici nu a consiliat-o cu privire deci la... Deci primul este practic complice la omor. Este complice la omor, da. Are sângele clar pe mâinile de lui. De ce? Pentru că putea să-i spună nu mai suna, domnișoară. Bineînțeles. Nu mai suna din momentul ăsta, ne ocupăm de caz. Exact. Pentru că spui viața în pericol. Exact. Deci, ceea ce s-a și întâmplat. Asta s-a și întâmplat. Practic, curajul ei a costat o viață. Dacă vrei să o spun pe șleau, curajul a sunat, da, a sunat a doua oră, așa este. A sunat a doua oră și a sunat a treia oră. A costat o viață incompetența polițiștilor care da, au răspuns da, la telefon. Corect, așa îmi pare este, rău. Așa este, da. Da. Nu curajul ei, autorității, ci incompetența. Pentru că dacă polițistul care a răspuns la primul telefon da. Era un polițist profesionist, îi spunea exact ce ai zis tu, pentru că asta se ieși în raport. Închide așa telefonul, da. Alexandra, era ne ocupăm noi. Nu mai suna pentru că ești în pericol. Da. Bine, și la al doilea telefon polițistul trebuia să-i spună același lucru, îmi pare rău, nu i-a spus. Nu, este la fel de vinovat. Așa este, așa este. Fapt pentru care Alexandra a sunat și a treia oară. A sunat și a treia oară. Aici, legat de ceea ce s-a întâmplat, am și eu sursele mele în Caracal și sunt surse absolut verifice, sigure 100%. Ea a plecat de la liceu, știm unde e banca, pe strada Carpați, să plece la Dobrosloveni. Sunt câțiva kilometri de la 7-8 kilometri din Caracal până acolo. E, în acel moment fatidic, criminalul
nostru, care eu cred că e un criminal în serie. Și, și mai mult decât atât, sunt convins că se vor descoperi și alte crime. Râmarul va deveni o amintire în momentul în care o să aflăm tot ce a făcut criminalul ăsta din Caracal. Trecea pe acolo pentru că asta făcea, se ocupa cu taximetria ilegală. Noi avem întregi discuții despre Uber, despre taxi, cu autorizațiile, numai că despre asta nu se ocupă nimeni. Nu, nu. Suntem în colaps. Suntem o țară în colaps. De fapt, statul e în colaps, nu țara este în colaps. A trecut pe acolo, Alexandra s-a urcat. Da. Probabil că văzând un om în vârstă și așa mai departe s-a gândit că e ok. Evident. Pe camerele de vedere, pe luat vedere, se vede foarte bine că el pleacă spre Dobroslaveni cu Alexandra, numai că la un moment dat, la câteva minute, se vede că se întoarce. Se întoarce și toată lumea se întreba dacă cum a intrat ăsta în curte și n-a văzut nimeni. Păi răspunsul îl dau eu. Nu a intrat pe strada Carpați, strada principală, aia este drumul care merge spre Craiova. Corect, așa. Și o știe toată lumea, cei care au trecut prin Caracal, ce a intrat pe strada Decebal. Da. E o stradă din Boldă, o stradă mai dosită, o stradă pe care nu știe nimeni. Adică umblă foarte puțină lume, foarte puțin vecini. Mai mult decât atât, gardul despre care se vorbește, gardul roșu de la casa criminalului, era la această intrare din spate, pentru că Alexandra descrie poarta la curtea individului, criminalului, era poarta din spate pe unde intrasea, de-aia vorbește de o poartă roșie, pe când poarta din față era albă. Așa este. Ajunge acolo și vreme de 24 de ore este sechestrată, violată, până în momentul în care sună bătută și așa mai departe, până în momentul în care sună la poliție. Explică-mi, cred că te pricep mai bine, am căutat 1000 de informații, o să spun care e părerea mea și ce cred de despre asta, cu toate că mă hazardez, sunt un om al informațiilor și foarte, foarte rar înaintez o părere bazată, care nu e bazată pe toate informațiile. Sună la 112. De ce STS-ul nu a identificat locul din care a sunat? De incompetenți și de infatuați și de plin de ei și de indiferenți. Am auzit unele explicații absolut penibile în aceste zile, date de diversi care au interese acolo. Marius, eu o spun la tine în direct, sunt presiuni uriașe care s-au făcut asupra mea în aceste zile și asupra apropiaților mei. N-am spus-o până acum. De a ceda, de a nu mai pune presiune pe vestitul Vasilcă, de a încerca prin orice mijloace. Unii dintre apropiații mei au încercat să mă domolească, au încercat să simtă că acest sistem, au crezut ei că acest sistem e mai puternic. N-a fost mai puternic decât mine și decât noi. Dar unii au cedat, să știi. Deci au mers până acolo încât să pună presiune pe rudele tale. Pe apropiați, pe apropiați rude, nu pe rude, nu pe prieteni, cei din familia Alexandrei. Nu am mers până acolo, dar pe prieteni de-ai mei vorbim aici de oameni care au putere în statul român. Astfel încât să determine o denigrare a mea, dacă n-am mers asta, au încercat o denigrare a mea, nu le-am mers pentru că nu nimeni în primul rând au încercat să te oprească, Alex. Au încercat să mă oprească cu totul, da, au încercat să mă oprească, dar presa a fost mult prea puternică și oamenii ăștia care lucrează în presă sunt și ei oameni, știi, și au cred copii. Cred că opinia publică în general și toți oamenii care s-au urmărit și au văzut acest caz și emoția legată de acest caz absolut justificată e atât de puternică încât poate să dărâme toate instituțiile așa statului este. Așa este. Și să le pună la loc, dacă așa e cazul. Scuză-mă, ca să-ți răspund. Din punct de vedere tehnic, STS-ul este în culpă de mai multe ori. Unul că putea să localizeze. Putea să localizeze pentru că am investit în jur de 300-400 de milioane de euro într-un sistem de stocare a informației și de localizare care a dat rateuri peste rateuri. Așa cum a localizat 3 adrese incorrecte, da? Pentru pe care localizarea se poate face și post factum. Se poate face și post factum, bineînțeles. Adică nu numai în momentul în care Alexandra a sunat, ci se poate face și ulterior. Bineînțeles, oricând se poate face această localizare după aceea. Din momentul în care există acel apel. Și îți mai spun ceva, Marius, dacă sunt atât de vitregiți de competențe, ci de echipamente și de Uniunea Europeană, eu am mai spus și lucrul ăsta, care e adevărat
că sună puțin mai tehnic, dar dă niște explicații. Le-a dat 300 de milioane de euro acestor indivizi pentru a reuși să-și upgradeze softul, să-și upgradeze sistemele, să-și upgradeze ce vrei tu, să localizeze nu doar în Caracal, să localizeze în vârful muntelui. Într-un raport al Uniunii Europene am văzut că România în 20 de secunde identifică locul din care s-a făcut apelul de urgență. Da, în 24 de ore la noi. Bun, atunci noi de ce discutăm de 3 zile despre nimic? Pentru că acești indivizi, în frunte cu Vasilcă, până la ultimul angajat, sunt niște incompetenți. Sunt niște incompetenți, niște infatuați și niște oameni care, tehnic, din punct de vedere tehnic, aveau toate mijloacele, repet, aveau și au, și probabil că parchetul va constata asta. După plângerea mea de astăzi, sunt obligat să fac această anchetă și vor constata dacă aveau sau nu echipamentele tehnice, dar, repet, aveau și bani pentru a putea să cumpere altele, Marius. Alex, până acolo. Dar știi care este scuză-mă, știi ce e grav aici? Este mai apare un element grav care până acum s-a discutat despre el. Apare elementul politic. Și spun care este elementul politic. În momentul în care s-a pus problema cine upgradează sistemul 112 pe bani europeni foarte mulți, s-au bătut niște firme între ele. Nu știu dacă tu știi, dar efectiv chiar nu pot să mai tac. Pentru că s-a făcut prea multe presiuni asupra mea zilele acestea de către niște nemernici asupra unor oameni care n-au nicio vină decât că sunt prieteni. Da? Și care s-au alăturat de mersul meu și care au încercat să mă sprijine. Ei bine, la Sibiu a avut loc o discuție între Macron și domnul președinte. Ei bine, acolo firma de pe locul întâi, care era firma americană care câștigase, de câte înțeleg, upgradarea acestui sistem, a fost descalificată și a venit firma franceză. Eu nu spun că era mai bună una sau alta, dar asta mi-arată mie putreziciunea acestui sistem. Adică dăm cu dedicație contracte unor companii străine ca să upgradeze niște softuri românești care să localizeze. Foarte bine, nu știu, poate că toate erau bune. Dar nu localizează. Asta este problema mea. Ar fi salvat viața Alexandrei. Da, așa este. Deci aveau toate mijloacele, Marius. Aveau toate mijloacele. Dar până acolo, tehnice. Până acolo îți mai spun încă o dată. Noi aproape că nu realizăm un lucru care este mai important decât toate astea, Alex. Le spuneam mai devreme. Era un caz de violență. Era un caz în care era amenințată viața. Imaginează-ți tentativă de om. Că în momentul ăsta oricine... Orice om din România, orice cetățean al României sună la poliție și poliția și salvarea vine după 20 de ore. Așa este. Nu, păi asta trebuie să o repetăm în fiecare zi. Trebuie. Pe mine mă interesează mai puțin în momentul în care emit asta, de ce STS-ul vom afla asta. Deci, că și-a dat demisia șeful STS-ului. Și-a dat demisia într-un final apoteotic. Nu, dar fără să spună că nu are nicio vină și așa mai departe. Vom avea, sigur că da. Poate vina nu este a lui. Poate este vina funcționarilor care au răspuns la telefon în momentul ăla. Dar eu încă o dată spun, pentru că noi nu realizăm asta, și o să mai spun de 10 ori până la finalul emisiunii. Oricare dintre cetățenii României puteau să fie în situația asta, să sune la 112 pentru că e amenințat, violat și așa mai departe. Și poliția a venit după 20 de ore. De ce? Nu mă interesează. Sunt vinovați cu toții. Da. Că milițienii n-au știut să răspundă la telefon? Păi atunci să răspundă. Mai grav atât, nu că n-au știut să răspundă. N-au știut ce să au răspuns și n-au știut ce să spună. STS-ul că nu a identificat locul din care Alexandra înfiorător. Toate astea se adună. Dar rămâne. Imaginează-ți o chestiune din filmele americane sau din care vrei tu. Cineva sună la poliție și poliția este deja pe drum în momentul în care a sunat. Așa mai ales când e cazul unei persoane sechestrate. La noi, poliția a ajuns după 20 de ore. Procurorii, milițienii, judecătorii, dezastru. Dar până atunci nu era nevoie de niciun mandat, nu era nevoie de absolut nimic. Era nevoie ca STS-ul să identifice locul și poliția să plece acolo, să salveze copilul ăsta. Așa este. Asta era prima măsură și, repet, eu îl consider pe Vasilcă vinovat, pentru că așa cum inspectorul general poliției și-a asumat... N-am spus că-l consider sau nu-l consider. Îți spun și de ce, pentru că în momentul în care ai o structură militarizată, cum este Serviciul de Telecomunicații Speciale, deci este una dintre puținele rămase militarizate, acest sistem această abordare se face printr-o răspundere de sus în jos. Dacă acest comandant nu a fost în stare să își instruiască oamenii să răspundă cum trebuie, să își respecte propriile protocoale, pe dacă nici militarii nu mai respectă propriile protocoale de răspundere la telefon și de redirecționarea apelului către instituțiile care trebuie, atunci a cui este vina? Adică nu poate fi vina unui plutonier că el nu a știut
cum să răspundă la telefon. Nu este vina comandantului lui, așa cum este și într-un război, că nu a știut să-l instruiască, că nu a știut să-i explice, că nu i-a dat toate instrumentele dacă nu le-a avut. E vinovat și pentru conferința de presă penibilă a purtătorului de cuvânt, când o țară întreagă aștepta ca șeful STS-ului să vină să dea explicații și, atenție, să răspundă la întrebări, e trimis purtătorul de cuvânt în bătaie de joc, care nu răspunde la nicio întrebare, ci citește un comunicat. Așa este. Afară și cercetat, mi se pare firesc. Așa este și de aceea este și isterizat și pune atâta presiune pe oamenii din jurul meu. Eu îi transmit doar atât că nu mă intimidează faptul că a stat 12 sau 14 ani la STS și știe secretele tuturor politicienilor de pe telefoanele operative care nu pot fi ascultate nici măcar comandat de la DNA. Acolo se fac toate matrapazlâcurile, toate lucrurile pe care vor să le vorbească acești oameni importanti din statul român. Numai proștii le vorbesc de pe cartelă sau cei care nu au aceste telefoane operative, acele TO, și le vorbesc pe acele telefoane operative. Dragul meu, eu cred că în momentul în care Alexandru a sunat nu o dată, ci de 3 ori, cei de la STS trebuiau să identifice locul din care a sunat. Da, așa este, da. Îți mai spun încă ceva. Suntem amândoi din Caracal. Da. Știm câte străzi are Caracal. Și dacă spunea că e cu o aproximație de un kilometru găseau casa criminalului. Câte străzi cu casă sunt în Caracal? Nu. Într-o jumătate de oră găseau chestia. Așa este. Mi se pare înfiorător. Dar ne toacem un pic la celălalt caz al Luizei. Dispariție din aprilie, da? Da. Ce s-a întâmplat în cazul ăsta, în cazul Luizei? N-a avut un unchi ca să sune la poliție, să sune la când presă. Când s-a dus prima dată acolo, fata asta, când s-a dus familia acolo să spună, a zis că e majoră și probabil că e plecată cu cineva. Numai că n-a făcut o curvă pe față. Da, aceeași abordare ca și în cazul Alexandrei. Dar lucrurile astea știi de ce se întâmplă în Caracal? Pentru că din momentul în care s-a făcut, Dumnezeule, nu dau vina pe venirea americanilor, când a venit, s-a făcut scutul la de veselă, un număr foarte mare de americani s-a instalat acolo. Și atunci fetele din Caracal au devenit, vrei, nu vrei, o marfă, cu ghilimele de rigoare, pentru militarii de acolo. Eu știu, nu povești, știu întâmplări adevărate. Nu, e adevărat, dar sunt tot și cazuri. Tot ceea ce s-a întâmplat. Avem și un caz cercetat de poliție în care 30 de fete de liceu între 14 și 18 ani. Exact, erau. Știi care e chestia? Mizeria iese acum la suprafață. Numai că mizeria asta este de mult acolo. Și mizeria asta s-a adunat de foarte multă vreme. Un caz în care eleve de liceu între 14 și 18 ani erau scoase la produs pe românește. Așa este. De niște interlopi. Era vorba de vreo 30 de fete de liceu. Așa este. Da? Teama, frica, apropo de miliție și de autorități, parchet, sunt doar 3 sau 4 fete care au depus plângere din cele 30. Așa este. Deci acolo avem de-a face cu un caz fără precedent, cu un focar cum nu există, cred eu, în România. Da. De asta, felul în care au fost tratate cele două cazuri, al Luizei și al Alexandrei, pleacă de la starea de fapt de acolo. Milițienii știau ei că sunt fetele astea, se prostituează într-un fel sau altul, că sunt americani și nu numai, și niște austrieci, pentru că era vorba și niște austrieci care fac baraje în România. Așa și atunci primul lucru era, vezi-ți de treabă. Revolta noastră trebuie să continue pentru că sunt foarte multe lucruri la care nu au răspuns în cazul ăsta și trebuie să aibă. Așa. Bun, vreau să vorbești un pic și despre ce s-a întâmplat din momentul în care, în sfârșit, milițienii și procurorii s-au mișcat în sensul că au identificat casa, da? La un moment dat, pe la 11 seara, au aflat unde e casa. Ce s-a întâmplat din momentul ăla? Cu permisiunea ta, Marius, o să explic puțin până acolo câteva lucruri, pentru că m-ai întrebat. Te rog. După ce am aflat, repet, despre ce s-a întâmplat cu Alexandra, am cerut anchetatorilor să nu mai trateze ca pe o glumă 112-ul și să confrunte, sau măcar să aibă certitudinea că cea care a sunat este Alexandra. Acest lucru s-a întâmplat abia la solicitarea noastră și părintele, mă rog, tatăl ei a fost chemat. Mie mi se pare halucinant, adică au stat de la ora 11 până la ora, nu știu, 21-22, cu incertitudinea în mintea lor de fără neuroni, au stat fără să aibă certitudinea că este ea. Crezând că, adică spunându-ne clar că este o pistă sau că este posibil să fie o pistă falsă și că așa și mai departe. Deci s-a făcut confruntarea târziu, după care
Marius, vreau să mai spun și alt lucru. Eu nu pot decât să fiu recunoscător oamenilor de la București, din parchetul general, și nu o să-l dau numele pentru că nu este corect, care ne-au ascultat rugămințele disperate, în momentul în care am aflat măsurile dispuse de procuror până atunci, în momentul în care am aflat modul în care au tratat polițiștii și procurorii acest caz, efectiv am făcut tot ce am putut, tot ce mi-a stat în putință ca parte în această cauză, ca Bucureștiul și în special DICOT-ul București să se implice pentru a prelua cazul. Știi ce s-a întâmplat atunci, Marius, apropo de ce spui tu cu acoperirea rețelelor de prostituție din Caracal, cu mafia de acolo, cu golanii de acolo care racolează și duc fete la prostituție prin tot felul de locuri, inclusiv la de veselu? Ei bine, s-a întâmplat un motor lucru care iarăși este bizar și trebuie clarificat de către parchet prin investigațiile care se fac acum. S-a întâmplat un motor lucru. Procurorul din Caracal care greșise în lanț și, mă rog, se știu deja, poate o să mai explicăm încă o dată ce trebuia să facă și ce n-a făcut. Popescu și încă într-un fel, nu mai țin minte, pur și Procurorul simplu Popescu, am refuzat să-i țin minte numele, dar el e ușor de, e peste tot. Ei bine, acest individ a refuzat să dea dosarul. Deci, deși ordinul era de la nivelul procurorului general în jos, acest individ până la ora 4 dimineața a refuzat să predea dosarul vineri dimineața, vorbim acum despre vineri dimineața, să predea dosarul mai departe. Oare, Marius, de ce l-a apucase pe el zelul deodată când timp de aproape, deci de miercuri seară până vineri dimineață nu făcuse miercuri aproape nimic? Miercuri seară preluase cazul, nu? Miercuri seară a fost depusă plângerea, nu știu când s-a constituit dosarul penal la el, pentru că și aici sunt niște lucruri bizare. Când a anunțat poliția, știi, când aud chestiile astea, știi, poliția vin nemernici ăștia de procuror și spun, domne, polițiștii ne-au adus dosarul nu știu când. Dar unde suntem, Marius, în Caracal? Uite-te la mine, pe bune. Unde suntem în Caracal? Adică oamenii ăștia se știu între ei. Eu îi știam pe toți când eram în Caracal. Că eram, suntem acolo toți, o mână de oameni. Și tu îmi spui mie, ca și cum a fi într-o metropolă, nu? Ca și cum a fi în New York, da. Că, domne, până când a adus poliția... Nu, faci 5 vorbești, minute, 3 minute până orice vorbești da, cu oricare. Oamenii ăștia se cunosc toată și vorbesc lumea cunoaște pe toată lumea, incredibil. Deci procurorul, practic, a refuzat să dea dosar. A refuzat. A fost forțat să predea acest dosar. Da? Din câte vreau știu eu. Numerele de telefon pe micul ecran, vă rog, da. A refuzat practic să dea, din câte știu eu, a refuzat să predea acest dosar, l-a apucat să zelu deodată și pentru mine este un indiciu clar că omul ăsta are foarte multe lucruri de ascuns cu privire la modul care a procedat în acest caz, dar cred că și în alte cazuri. Nu vreau să speculez, sau bă, de fapt vreau să speculez. Eu cred că acest procuror, fiind totuși prim procuror acolo, apropo de ce vorbeai cu rețelele de prostituție pe care nu el le-a instrumentat, ci tot alții, el nu știa nimic despre ce se întâmplă în Caracal, nu are idee, este o fată da, mare. Exact. Era o virgină. Eu cred că acest om este complice la multe alte lucruri, Marius. Și cred că vom afla foarte multe lucruri. De aceea mulți procurori au încercat să intervină pentru el în această perioadă și să știi că au fost procurori care au intervenit și la mine pentru el. E un băiat bun. N-au încercat să mă amenințe. A fost așa, voalat. Înțelegi, amenințarea este voalată. E un băiat bun, este în regulă, este un băiat care și-a făcut și face treaba. Păi cum își face treaba dacă el de la ora 11 ziua, Marius, până la ora 6 seara, nu a cerut departamentul de operațiuni speciale, trecem de STS, localizarea lui apelului și Alexandrei. Deci până la 6 seara el avea posibilitatea să solicite departamentul de operațiuni speciale. Deci acest lucru s-a întâmplat deja la 7 ore după ce Alex a sunat prima dată, da? Nu mai spunem că putea fi salvată dacă Nemer Nicola o îndruma corect și îi spunea închideți telefonul, de aici încolo ne ocupăm noi. Și o găseau liniștit, pentru că nu știa nimeni că a sunat, ștergeți numărul de pe apelul, așa, lăsați telefonul deoparte și noi venim și vă găsim, da? Ei, sunt sigur la cât de curajoasă și rațională a fost că executa acele lucruri și nu ai sunat disperată să convingă lumea că ea este sechestrată. Bun, revin. Acest procuror timp de 7 ore, Marius, nu a făcut absolut nimic, da? Deci nu a făcut nicio solicitare. După ora 11, cum ai spus și tu, vine această localizare. Între ora 11 și ora 1 și jumătate, când cel puțin din sursele pe care le-am eu, dar și public am văzut, s-au dus să ceară mandat de la judecător, ce Dumnezeu le-a făcut? S-au rugat la Buddha, deci eu nu la Buddha, la inspectorul șef, stau să mă întreb ce a făcut acest procuror, ce a fost în mintea lui, având deja locația unde persoana respectivă era omorâtă sau urma să fie omorâtă. O aveau atunci? Crezi că o aveau? Da, la ora 11 o aveau, da, am certitudinea pentru că am certitudinea de la DOS. Cei de la DOS mi-au... La 11 noaptea? Noaptea, da. Alex,
Trecuseră 12 ore. Da, iar în cele 12, din cele 12 ore, în 7 ore, acest individ, procurorul acesta, nu a solicitat localizarea acelui apel și acelei și persoanei. Nu a cerut nimic. A cerut la 6. Înțelegi? Și asta și au primit localizarea undeva în jurul orei 10-11 seara. Deci omul ăsta este strigător la cer. Dar toate astea nu existau dacă în momentul în care Alexandru a sunat, un echipaj de poliție care trebuia să intervină, localiza prin STS-ul care vedem al cui este STS-ul și al cui nu este, se duceau acolo, nu mai ajungeam nici la procuror, pentru că era un caz iminent de agresiune, fusese violat, un caz de omor, aș putea spune, o tentativă de omor, Nu mai ajungeam nici la procurorul care a stat 12 ore ca să facă, nici la judecătorul care a cerut intervenția după 6 dimineața, că i s-a părut că să nu îl derangeze pe ăla la 1 noapte. Așa este. Deci toate astea mi se pare incredibile. Și eu din câte știu, și informațiile mele sunt foarte sigure, chiar dacă sunt de pe un telefon care nu e iPhone, apropo de chestia asta, un telefon care cu tastatură vechi, smart, da. Nu este un smart și așa se poate identifica telefonul. Bineînțeles că da, am mai spus asta de atâtea ori, deci nu știu de ce domnul Arafat a spus această imbecilitate. Bineînțeles că se poate, indiferent că este sau că nu este un telefon inteligent. Se poate în alte țări localiza și dacă sunt de pe, nu știu, cred că cel primul telefon mobil inventat vreodată. Faptul că n-au făcut-o sau că prin justificarea lor nu au avut echipamentele necesare, nu justifică ce n-au făcut, pentru că au avut bani de echipamente, nu le-au cumpărat, ok, dar eu știu sigur că au avut bani de echipamente, eu știu sigur că puteau să o facă și n-au făcut-o, Marius. Bineînțeles că se putea, sute de milioane de euro s-au băgat în acest serviciu. Iar bâșbăiala aia din conferința de presă, că ăla de telefonie mobilă, alea sunt prostii de doi bani. Se putea identifica. Vă rog să puneți telefoanele, pentru că sunt foarte multe mesaje de la dumneavoastră care sunt interesante. Bună ziua și condoleanțe familiei. Credeți că ar fi un lucru bun ca apelurile înregistrate la 112 să poate fi făcute publice, așa cum e în Statele Unite ale Americii? Da, și este dreptul familiei să facă acest lucru, iar eu în momentul în care le voi avea, voi întreba părinții dacă sunt de acord. Pentru că este vorba totuși doar de acordul părinților, dar altfel crezi că ar fi necesar să fie date aceste apeluri? Da, ar fi necesar să fie date și nu numai să fie date, dar mai este un lucru grav pe care nu l-a făcut Marius. Ministerul de Interne are acest protocol cu toate televiziunile și toate structurile de presă, iar ei nu au anunțat nicăieri dispariția persoanei, pentru că colegii din presă au făcut-o după ce am sunat eu. De ce? De ce n-au făcut asta? De proști sunt. Iartă-mă, dar nu am, acum pe bune, ce explicație poți să ai? Că nu cred că era cei de la București, de la IGPR, în complicitate cu un nemernic de la Caracal. Nu, de proști ce sunt. De proști ce administrează această, iartă-mă de expresie, această instituție. Aștept mesajele voastre la 0758487777. Alt mesaj, Alex. Bună ziua, este inacceptabil așa ceva într-o țară europeană. Condoleanțe familiei, dar toți ăștia trebuie să tragi la răspundere și chiar pușcărie pentru ei. În Statele Unite, dacă telefonul primit era la ora 11, la 11 și 11, criminalul avea 6, la și jumătate, criminalul avea 6 gloanțe în el. Toți sunt vinovați, așa ceva nu se ia în derâdere, iau ca cetățean aș fi intervenit, dar mă gândesc că le-a fost frică să intervină, altfel nu-mi explic. Nu, a fost pur și simplu sunt niște oameni, așa cum ai explicat tu mai devreme, care văd cetățenii ca pe niște mărfuri, ca pe niște slugi, ca pe niște sclavi, ca pe niște oameni care se duc la ei ca la niște împărați. Și atunci ei decid cine trăiește și cine moare și dacă au chef sau nu să-și facă treaba. Asta este adevărul. Ăsta este adevărul. Poate o fi și o complicitate, nu știu, eu nu exclud lucrurile astea. Știi la ce oră au aflat locul în care la care a sunat Alexandra? Oficial te întreb. Da, la ora 11. Seara. Da, adică locul de unde s-a sunat. Da, locul de unde a sunat Alexandra. Da, adresa. După 12 ore? Da. Repet, pentru că procurorul 7 ore n-a cerut nimănui să localizeze. Păi, da, eu cred că în momentul în care Alexandra a sunat de 3 ori, cei de la STS aveau deja... Ok, vorbim de STS. Da, STS-ul a dat 3 adrese false și după aceea n-a mai dat nicio adresă. A dat 3 adrese false după apelurile Alexandrei sau mai târziu? După apelul Alexandrei.
Bun. Păi alea trei adrese false. Da. S-a dus, a mers cineva la ele? A mers, a făcut. Nu după telefon sau după cât timp? După apelurile telefonice, chiar vărul meu a mers la două dintre adresele respective. La ce oră, Alex? Undeva în jurul orei 12:01, nu mai știu. La prânz? Da. A, deci a fost imediat atunci? Imediat atunci, da, el a fost împreună cu... Păi înseamnă că și ea de la STS o au pe conștiință, pe Alexandru. Nu, o au foarte clar totuși, pe conștiință. Păi totuși, poliția, da, s-a dus la o oră din momentul în care a sunat Alexandra, da, da, să caute la cele trei... Când au avut prima informație referitoare la localizarea... la posibile locații, s-au dus și au făcut percheziții. Da, numai aici n-au făcut. Unul, cei doi polițiști care au stat de vorbă cu Alexandra trebuia să o sfătuiască, trebuia să o pur și simplu să-i spună să nu mai sune. Da. Și Alexandra era în viață până când ajungea acolo. Da. Doi, în momentul în care polițiștii au aflat cele trei locații, așa false cum erau ele, spănuiesc că nu erau atât de departe de locul în care s-a aflat, știi asta? Da, erau departe. Unele erau într-o comună, altele erau deci erau departe, și deci a fost STS-ul departe de realitate. Deci prea departe. S-au dus și au făcut percheziții. Dar niciuna aproape. Nu. Adică nu era niciuna în Caracal, aproape de strada. În Caracal era, dar nu aproape de strada respectivă. Nu aproape de Craiova, că știm foarte bine strada. Încă una într-una din comune. Am înțeles. În 5 minute, da, putem să pregătim live-ul acela. Păi, hai să recapitulăm, pentru că nu ne grăbește nimeni și încercăm să fim cât se poate de luciți și cred că suntem și foarte pragmatici. Alexandra sună de 3 ori, da? Da. Vă luăm după aceea, ne întoarcem în timp să ne dăm seama că au trecut aproape 24 de ore din momentul în care au fost răpită și poliția n-a făcut nimic. Da. 24 de ore, poliția nimic. Da. Că putea să caute, să vadă. Nu mai spun că dacă îi vezi fața criminalului, știai că ăsta e criminal fără să fi făcut în viața lui ceva. Nu. 8 internet la psihiatrie și așa mai departe. Erau multe alte indicii. Erau multe alte indicii care duceau aici. Spre restrângerea... A fost în Italia și acolo... Cercului de se face un cerc de suspecții în toată lumea în astfel de cazuri. Da, dar tot rău pleacă din urmă de la cazul Luizei. Că dacă se ocupa cineva de cazul Luizei și nu-i trimiteau părinții... Au tratat toate aceste cazuri ca pe toate acele cazuri care... O să ne întoarcem și în timp și tot ce s-a întâmplat acolo. Deci ne întoarcem la apelurile Alexandrei. Deci Alexandra sună de 3 ori. Polițiștii care au răspuns, profesionalism zero. Mai grav. Sunt vinovați. Nici nu știu, nu am cuvinte. Sunt vinovați, nu i-au spus Alexandrei să lase telefonul, să șteargă ultimul număr, că se ocupă din momentul ăla. Nu, primul chiar a repezit-o și a expediat-o. Da, acolo este exact cum spuneai, ne putem uita la mâinile e lui. E o crimă. Să vedem dacă nu cumva este complice la moartea Alexandrei. Mai departe. Următorii doi ai dreptate. Nu au consiliat-o. Nu au consiliat-o, au răspuns, au vorbit ceea ce trebuia să vorbească. Mai puțin, chestia cea mai importantă, dragă Alexandra, închide telefonul, venim. Șterge numărul, vorbește, ține-l de vorbă. Ceea ce se întâmplă în cazul ăsta. Așa este. Numai dacă ar fi văzut și ei două filme. Așa este. Și știau ce să facă. Da. Trei, STS-ul, complici. Da. Au dat trei sau patru locații sau locuri, că mă enervează ideea de locație, care nu erau corecte. Așa și poliția și fratele tău s-a dus. Vărul meu. Vărul tău s-au dus acolo și n-au găsit nimic. Nu, n-au găsit nimic. Mai spun mai mult. Descrierea făcută de Alexandra era suficientă. Da, era în orașul nostru. Caracal. În orașul nostru. Deci noi, fără STS, un polițist din Caracal, fără STS, fără nimic, doar prin descrierea făcută, da? Vorbea despre poartă, vorbea despre curte, despre mașină, vorbea despre multe altele. Și ăsta a fost intervalul în care criminalul, am înțeles acum, s-a dus la farmacie pentru că avea mâinile legate exact. Și era rănită Alexandra și perioada în care a sunat. Da. Mergem mai departe, da? Ce se întâmplă, Dumnezeule, cu procurorii, cu mandatul, cu milițienii, cu judecătorul descalificant, pentru că ei nu mai știu să servească cu ghilimele România. Ei servesc pe oricine altcineva și cetățeanul român. Servesc pe oricine altcineva, mai puțin pe cei care îi plătesc.
Așa și este. Cei la care a trebuit să se raporteze în fiecare secundă. Nu la șeful miliției din Caracal, nu la șeful miliției de nicăieri, ăla Buda sau cum îl chema, nici la parchetul, nici la procurorul de sector, la nimeni. Este absolut înfiorător. Dacă interlopii pun șefii poliției și procurorii și politicienii și primarii, ce vrem să avem așteptări? Adică trebuie să avem așteptări, să dăm cu ei de pământ până când eventual, nu știu, vom ajunge la un rezultat sau ne vor lichida ei pe noi. Dar din punctul meu de vedere, în acest moment, gangrena este foarte, foarte mare. Vorbeai despre locul în care se afla Alexandra și modul în care s-a procedat. Păi, cum să-ți explic? Eu cred că dacă poliția Olt se implica cu totul, vorbim totuși de un inspectorat cu câteva sute, dacă nu chiar 1000 de angajați, da. dacă acel inspector șef incompetent, analfabet, care luase 5 la, sau cât luase la promovarea examenului pentru postul de, ce Dumnezeu era, de inspector șef, dar l-au împuternicit, e bine, dacă el mobiliza cei 1000, 2000 de angajați de Ministerul de Interne din județul Olt, în Caracal, pe străzile alea. 5 măcar să fie mobilizat, Alex. Nu, dar eu spun doar că resursele existau, au existat tot timpul. Vorbim de un oraș mic. E adevărat. Condoleanțe familiei, sunt din Caracal și vă întreb un lucru. De ce nu se aduce în discuție descinderile de acum aproximativ 2 luni de la proxeneții din Caracal? De ce nu se mai spune nimic? Cereți informații. Toată lumea din oraș știe despre aceste grupări. Există câte un interlop la fiecare colț de stradă. Așa e. Eu cred că Alexandra a murit pentru că unii se prefac că muncesc. Poliția locală, care i-au reclamat părinții că a dispărut copilul, dispeciorul la 1-1, angajații STS, procurorii, toți cei care aveau obligația să lupte pentru Alexandra, trebuie să-și piardă serviciu călduș și să răspundă penal toți pe persoană fizică, nu doar șefii lor. Condoleanțe familiei. Bună ziua, domnule Tucă, vă spun exact ce gândesc oamenii legii de la IPJ Slatina. Sora mea de 14 ani, dispărută, caz nerezolvat încă, era la domnul comisar Belenț în birou când un subaltern a venit să-i raporteze o altă dispariție. Replica domnului Belenț a fost, citez: unde s-a mai dus și asta? Îmi venea să-i înfig unghiile în ochi și în gât. A fost cireașa de pe caz, ne-au râs în nas și încă o mai fac. Ne-au oborit 14 ani că ei cercetează, 14 că ei cercetează, dar nu fac nimic. Bună ziua, sunt Daliana Diaconu, locuiesc în Marea Britanie, urmăresc cu mare interes acest caz. Întrebare: ce a făcut poliția în urma declarației pe dispariție depusă de părinții Alexandrei și până la primul apel al acestea către 112? Nimic, doamnă, vă răspundem noi, absolut nimic n-au făcut. Au ieșit rezultatele analizelor ADN, se pot confirma cele spuse, logic, criminalul nu avea cum să lucreze atât de curaj și rapid să scape de corpul inert al Alexandrei. Au ieșit primele analize ADN care confirmă doar prezența în casă, pe firele de păr și scociul, urmele de ADN de pe scoci. Dar încă nu avem cadavrul și eu sunt de acord cu doamna, am suspiciuni majore cu privire la faptul că acest om a acționat singur sau, Doamne ferește, este protejat. Pentru că eu povestea cu arsul corpului în 12 ore și vecinii, nimeni din Caracal n-a auzit, nu știe, n-a mirosit, n-o cred. Bună ziua și condoleanțe familiei. După părerea mea, în acest caz e vorba de altceva, față de ceea ce susține suspectul principal. În primul rând, eu nu aș crede că pe Luiza a aruncat-o în Olt, că nu avea nicio presiune de a scăpa rapid de cadavru. Iar în cazul Alexandrei, a recurs la acțiunea incinerării când aflase că sunt alertate autoritățile. Cred că aici este vorba de un clan mafiot din care face parte chiar și procurorul de caz și poate mulți alții. Cred că fetele sunt în viață și au fost create aceste mânări pentru ca fata să fie plasată la un intermediar. Singurul motiv după mine pentru care suspectul a recurge la acest de a-și lua asupra lui toată vina e că această treabă să fie cumva implicați membrii ai propriei familii. E doar o părere. Păi, da, dar am înțeles că bijuteriile au fost găsite, bijuteriile în acel... bijuteria Alexandrei, lănțișorul, da, erau în cazanul respectiv unde butoi cazan, mă rog. Butoi, da. Dumnezeule, aici sunt multe lucruri. În ce butoi bagi un om de încape, deci nu există urme de sânge. Deci nu vreau să mă gândesc totuși la cum a fost omorâtă nepoata mea, dar totuși, adică nu a omorât-o, nu există umeri de sânge, a băgat-o cu totul în ceva și cum a decurs lucrul ăsta? Adică nu, ok, au găsit acolo acele inelul și lănțișorul, dar
putea să le, nu știu, putea să le arunce tocmai pentru a merge pe piste false. Eu nu înțeleg cum a putut scape de, dacă a făcut asta de cadavru într-un timp atât de scurt, de la 11 când a sunat Alexandra până la ora 12 noaptea, când poliția era în fața porții acestui individ și ei ar fi auzit, ar fi văzut orice fel de mișcare. Amănuntele sunt, păi nu, mișcarea, lucrurile s-au întâmplat așa, conform surselor pe care le am și eu în Caracal. Și anume că la ora, în momentul în care s-a întors de la farmacie, a lovit-o brutal pe Alexandra. Dacă o lovea, rămâneau urme de sânge. I-a rupt coloana, zona cervicală. Asta ce spune ancheta în momentul ăsta. Din păcate nu prea pot să spun astfel de lucruri. A lăsat-o acolo, abia se mai mișca, a plecat în Caracal, s-a plimbat o perioadă, după care s-a întors și a pus-o în butoiul cu pricina și a pus benzină, ce a pus și a incinerat-o. Asta ar fi declarațiile pe care le-a făcut în fața poliției, dar vom mai vorbi despre asta. Un om care a fost internat de 8 ori și a stat pe la psihiatrie de atâtea ori, pe declarațiile acestui om încă nu pot să pun bază. E adevărat și în legătură cu asta o să intrăm în legătură directă cu domnul Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciară, se află la Caracal și e în legătură cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Să dați un pic mai tare în studio. Spuneți-mi, ați fost acolo, ați văzut, aveți experiență în domeniu, ce ne puteți spune despre acest caz? În primul rând, bună ziua tuturor. Aș vrea să vă transmit câteva idei pe care am încercat să mi le formulez înainte să intru direct cu dumneavoastră. Și în principal ele se referă la o chestiune care, din păcate, nu a prea stat în atenția publicului în ultimul timp. Și mă refer cu precădere la prevenire. Activitatea principală pe care trebuie să o desfășoare poliția este aceea de prevenire. Cred că deja e un truism faptul că e mult mai ușor să previi săvârșirea unei fapte penale decât să descoperi autorul acesteia. În contextul dat, a spune că, și sper să nu fiu înțeles greșit, a spune că poliția nu și-a făcut în mod deplin datoria în acest caz, pentru că în mod evident nu a stăpânit situația operativă din Caracal. Dacă îmi permite să dezvolt puțin ideea de situație operativă, vă mulțumesc frumos. Ea este un sumum de componente specific polițienești care se referă la cunoașterea populației, cunoașterea teritoriului, cunoașterea stării infracționale. Aici e o chestiune strict de statistică. Câte infracțiuni s-au comis, ce fel de infracțiuni s-au comis, de către cine s-au comis aceste infracțiuni. Și de asemenea se mai adaugă două elemente, anume evaluarea capacității informativ-operative a organului de poliție respectiv, care e de presupus că ar trebui să protejeze comunitatea respectivă și, în mod evident, hai să spunem, lista persoanelor cu potențial criminogen. Dacă poliția și-ar fi făcut cu adevărat datoria din perspectiva acestui concept de situație operativă și a stăpânirii sale, cu siguranță ar fi aflat că acest Dincă Gheorghe este un tip cu un comportament deviant, cu un comportament probat, violent, în nenumărate ocazii. Un tip cu evidente tare de comportament și de comportament la, în primul rând, din punct de vedere psihologic mă refer, pentru că un om care trăiește într-o asemenea dezordine, într-o asemenea mizerie, denotă foarte clar că are serioase tulburări psihice. Valeriu, asta vreau să zic, iartă-mă, iartă-mă o secundă, te rog. Până să vorbim despre cum arăta, pentru că arăta ca un dezaxat, ca o fiară încolțită, dar cu ochii albaștri, numai dacă îi vedeai casa, eu n-am văzut casa asta, am trecut de sute de ori pe aici, numai dacă îi vedeai casa asta, și a doua zi poliția ar fi trebuit să vină să vadă ce se întâmplă aici. Nu e nicio exagerare, crede-mă. Absolut corect. Am văzut și eu despre ce e vorba în propoziție, dacă permiți să folosesc expresia asta. A fost chiar în spatele casei. E o proprietate foarte mare, sunt câteva mii de metri pătrați. Am identificat chiar și un martor care ne-a relatat un episod neplăcut pentru el, e vorba de o doamnă, de fapt, care a fost amenințată pe față de către Dică Gheorghe.
care a ieșit cu toporul. Iată de simplu motiv că femeia își pripa câinele prin locul viran din spatele proprietății lui. Adică, în felul ăsta încerc să justific ceea ce am spus mai devreme, anume aceea că poliția nu și-a făcut pe deplin datoria în acest caz. Este o părere personală, sper să nu se supere nimeni pe mine, dar tragismul situației nu mai lasă loc de politețuri. Asta vreau să spun, nu, chestia asta, să nu se supere cineva, eu dintotdeauna mi-am dorit să se supere toată lumea pe mine când e vorba despre lucruri de ce ăsta. Nu e vorba de politețuri, nu mai există așa ceva. Mie mi se pare că ceea ce s-a întâmplat la Caracal este, seamănă cu un stat nu făcut din pământ, din nămol, cum se spune. Chirpiciul e foarte bun că poți construi. Aici e vorba de făcut din pleavă, de fapt. Statul român acolo e constituit exact din ceea ce vă spun eu. Eu, apropo de imaginea, de metafora pe care tu ai folosit-o, eu mă gândeam la altceva, mă gândeam la niște roți dințate care nu sunt prinse în aceeași carcasă. Instituțiile statului român par a acționa independent una de cealaltă, nu știu, poate dintr-o lipsă de cultură instituțională, de funcționare instituțională, poate dintr-un orgoliu, nu știu, prost înțeles, prost aplicat, nu înțeleg, dar n-aș putea să precizez. Poate că ar trebui să fac obiectul unui studiu sociologic. În orice caz, instituțiile statului român apar ca neavând legătură una cu cealaltă. Da, te rog, Alex. Bună ziua, domnule Șohan. Alexandru Cumpănașu sunt. Vă rog. Vă rog să primiți toată compasiunea mea și condolențe pentru dumneavoastră și pentru familia dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Șohan. Pentru mine este o adrenalină extraordinară pentru că vreau să plătească acești nemernici. Dar aș adăuga puțin la poza prezentată de dumneavoastră două elemente, iarăși, dumneavoastră sunteți expertul pe zona judiciară, dar cred că în zona de prevenție, faptul că acest individ a fost internat de mai multe ori la spitalul de psihiatrie și avea interdicție de a intra în Italia pentru fapte despre care încă nu știu exact despre ce era vorba, dar avea interdicție de a intra acolo, cred că ar fi trebuit să fie luat în supraveghere și să facă parte din cercul de suspecții inițial, fără dubiu. Asta e părerea mea. Cu siguranță. Cu siguranță, dar este de domeniul evidenței, domnul Cumpănaș. Un om cu un astfel de comportament, un comportament violent, dublat de atestarea lui medicală, este o evidență pe care nu știu, mi-e și greu să o mai subliniez. Era obligatoriu ca să fie luat să fie în atenția organului de poliție și iertați-mă, poate că nu e locul acum să detaliez, dar ar fi existat un milion de metode și mijloace ca el să poată fi controlat zi de zi. Da. Plus că el conducea o mașină, nu avea voie să conducă, nu avea voie să aibă permis. Sunt multe lucruri care trebuie cercetate acolo, dacă a fost internat la psihiatrie și dacă avea interdicția. Deci nu știți foarte bine și dumneavoastră. Eu sunt uluit, și eu și Marius, noi nu înțelegem. Eu nu înțeleg, eu nu refuz să înțeleg cu câtă lejeritate, nesimțire, ticăloșie, indiferență au tratat cazul ăsta toate instituțiile de acolo. Valeriu, îți mai spun ceva și de fapt aș vrea să te întreb. Domnule, eu m-am săturat ca în România întotdeauna să coasem pe răni care nu s-au închis niciodată sau de fapt care nu s-au închis niciodată. Pentru că dacă stăm și ne uităm la acest caz, vedem că a apărut un criminal care avea toate antecedentele care să-l califice pentru asta. O fire violentă. Un om care a existat. Exact. Un om care a fost plecat în Italia și s-a interzis acolo pentru că ar fi avut o chestiune legată de o minoră sau de un copil al unei iubite, ceva de genul ăsta. Da. Felul în care arată casa, faptul că a fost internat ani de zile, de nenumărate ori la psihiatrie. Toate lucrurile astea nu s-ar mai fi întâmplat dacă cineva se uita la el sau îl vedea. Spune-mi, te rog, eu cred că după profilul care s-a conturat după atâtea zile, că e vorba despre mai mult decât atât. Nu cred că e vorba doar despre cele două fete despre care am aflat acum. Cred că e vorba de mai mult. Ce părere ai tu despre asta? Și eu cred același lucru. Mi-am exprimat părerea asta încă de ieri. Am spus că mi-e teamă că lucrurile nu se vor opri aici și mi-aș dori foarte mult ca Inspectoratul General al Poliției, Direcția Judiciară, sau mă rog cum s-o fi numit ea acum, n-aș putea să vă mai spun,
Se constituie un colectiv care să se ocupe foarte serios de cercetarea tuturor cazurilor de dispariție din ultimii 10 ani, după părerea mea. Asta voi cer. Iertați-mă, domnule Șohan. Dar aici... Da, iertați-mă, v-am întrebat doar pentru a vă spune că am și... Bine, am comunicat public lucrul ăsta astăzi, dar mâine la ora 11 mă prezint la domnul ministru Moga, așa cum am făcut-o azi la parchetul general cu plângerea penală pe numele tuturor instituțiilor care nu și-au făcut treaba aici și trebuie trași și la răspundere și penal, pentru a solicita ministrului de interne o situație exact ca și în cazul, din păcate, ca și în cazul Alexandrei, cu ore, minute și așa mai departe, pentru toate cazurile de dispariții din 1990 până astăzi. Și evident sancțiuni față de cei care, iertați-mă, și evident sancțiuni față de toți cei care din poliție, STS, parchet, servicii de informații au comis erori. Da, voiam să vă spun următorul lucru, aș vrea să vă vin oarecum în întâmpinare. Probabil că ar trebui să-i întrebați pe cei responsabili dacă în cazul disparițiilor despre care vorbim s-au efectuat cercetările la fața locului după depunerea plângerilor de dispariție. Corect. Și dacă s-au întocmit acele fișa dispărut. Există niște cartoteci la Institutul de Criminalistică care se referă la aceste fișe care cuprind informații în legătură cu dispărutul, de la impresiuni papilare până la, nu știu, fire de păr și așa mai departe. Da. Iar în același timp există și fișele CIN și fișele PIN, adică cadavre cu identitate necunoscută și persoane cu identitate necunoscută. Aceste evidențe, în mod evident, sunt interactive, ele trebuie comparate una cu cealaltă. Probabil că nu e momentul acum să dau foarte multe amănunte vis-a-vis de treaba asta, dar cu dacă Marius va fi de acord, eu o să rog să-mi dea numărul nostru de telefon pentru a redacta acest memoriu solicitare către Ministrul de Interne pentru mâine, cât mai tehnic. Pentru că altfel riscăm să fim aburiți. Da, ar fi un minim ajutor pe care vi l-aș putea acorda, domnule Cupănaș, în această situație tragică. Mulțumim mult, Valeriu, ținem legătura. Probabil că o să mai avem de corespondat și de colaborat zile următoare pe acest caz. Mulțumim mult pentru relatare și pentru informațiile date de la fața locului. Ne întoarcem în studio, sunt foarte multe mesaje care vin. Vreau să fac un lucru care mi se pare firesc și despre care n-a vorbit nimeni. Un prieten are aplicația asta pe telefoanele pe iPhone. Eu am iPhone în App Store. Există un program care se cheamă Find, puteți să dați acum să vedeți, Find My Friends. Este un program care era vital într-un caz ca asta și am învățat de la prietenii mei, de acum încolo să am și eu programul ăsta. Poți să știi în fiecare moment unde se află copilul tău, bine, și Find My... Poți să știi în fiecare moment. Așa este. Dacă părinții Alexandrei ar fi văzut în momentul ăla că Alexandra nu este niciunul dintre locurile unde ar fi trebuit să fie, adică la școală. Când a luat-o criminalul ăsta nenorocit, a luat-o spre Dobroslovenț, spre casă, sau de la Dobroslovenț? Nu, mai de la Dobroslovenț spre ora, spre liceu. Da. La liceu Mihai Viteazu, Alexandra, da. Nu? Da, deci căutați, intrați în aplicația asta, App Store de care vorbeam. Da, și o instalez. Find My Friends. Este o instalație absolut excepțională și fie că e vorba despre copiii voștri, de copiii noștri, de prietenii noștri, vorbim despre copiii noștri, da? Putem să știm, sau despre părinții noștri, putem să știm în fiecare secundă unde se află. Și vă dați seama, în momentul în care părinții Alexandrei, dacă ar fi avut această aplicație, apropo de prevenție, ar fi văzut că Alexandra nu este la școală acolo unde ar fi trebuit și că era în altă parte, lucrurile ar fi fost mult mai simple. Așadar, vă rog să vă descărcați aplicația asta pentru copii, să știți în fiecare secundă unde se află copiii voștri, în timp real. Find My Friends e o aplicație, cred că e și Find My Kids, da, cred că e și aplicația asta. Este și Find My Kids, da. Find My Kids, da, există și asta. În App Store, în iPhone-urile voastre, există acest program și puteți să știți în fiecare moment. Sunt atât de multe mesaje. Da.
Bună ziua, urmăresc emisiunea dumneavoastră cu mare atenție și am o întrebare. Dacă fata a reușit să sune la 112 de pe telefonul agresorului, de ce mai era nevoie de localizarea apelului când era foarte simplu să se verifice proprietarul abonamentului în secunda 2? O altă întrebare. Era cartelă pripei, doamnă. Și când eu am propus că este propunerea mea și atunci erau diverse interese și oamenii au privit lucrurile cu într-o altă lumină, când am propus și o să mă bat din nou pentru legea aceasta, marile companii de telefonie au făcut un lobby pe bani foarte, foarte, foarte mare și au amestecat legile de retenție a datelor cu legea de, nu știu, și așa mai departe, cu legea cartelor pripei pe care eu am propus-o și le-au băgat la Big Brother, așa le convenea companiilor de telefonie mobilă. Ei bine, eu unul mă voi bate acum cu atât mai mult pentru ca nimeni să nu mai poată să mai cumpere o cartelă telefonică în România fără să-și dea datele personale. Nu neapărat să aibă abonament, poate să-și cumpere cartelă, dar nu așa la liber, cum se întâmplă mult de față, fără să poți fi identificat și marile infracțiuni să se facă, că e vorba de crimă organizată, că e vorba de orice, de terorism, să se facă de pe ele. Ei bine, eu nu mai sunt de acord cu asta, dar din păcate la acel moment manipularea a fost mult prea mare și n-am putut să impun. Dar uite ce zice mai departe. Sau dacă era un telefon prepaid cu cartelă, să se consulte lista apelanților de pe acel număr și se ajunge la proprietar. Da, pentru că dacă sesizau dosul, puteau să vadă, bănuiesc, nu știu exact, acum nu pot să vă spun, dacă puteau să vadă interfața telefonului. Mi-e foarte greu să vă spun. Dar dacă luați convorbirile pe raza caracală, o să aflați adevărul. Pe cine a sunat, cu cine a vorbit, asta, da, se află. Asta da. Acum cred că parchetul are chiar o obligație mare de tot să ia toate indiciile pe care toți prietenii, tot cercul, toți cei care îl cunoșteau pe acest individ și să-i tragă la răspundere. Eu nu cred că e singur, Marius. Îmi pare rău, dar nu cred. E o convingere a mea. Bună ziua, mă numesc Maria și vă scriu din Germania. Condoleanțe familiei în primul rând. Am urmărit acest caz horror, iar ascultând cu atenție declarațiile vecinilor despre acest individ, nimeni nu știe ce ocupație are, dar își angajează oameni care lucrează pentru el din când în când, țin să cred că e un caz mult mai complex, că ar fi mai multe persoane implicate aici. Așa. Autoritățile locale sunt total incompetente. Nu înțeleg de ce de la un nivel mai înalt nu trimit niște oameni pregătiți să analizeze acest caz. Există, într-adevăr, și din partea Inspecției Judiciare și din partea Ministerului de Interne, există în momentul ăsta anchete. Da, numai că lucrurile nu mai trebuie să rămână așa cum s-a întâmplat cu cazul din Apuseni. Pentru că au murit acolo, nu s-a localizat și am ajuns în același punct că în continuare noi reușim să localizăm o chestie ca asta. Eu nu voi sta pe ei până când vor, adică nu, parchetul nu va sta liniștit. Bun, hai că l-avem la telefon și pe Ion Cristoiu. Vă salut, domnul Cristoiu. Vă rog. Nu credeam că în meseria asta, uite, deja se fac 30 de ani, la dumneavoastră se fac mai mulți, nu credeam că o să întâlnim un caz ca asta cu implicații atât de ramificate și atât de înalte. Îl rog pe Ion Cristoiu să ne facă o analiză deasupra lucrurilor, pentru că noi suntem și implicați emoțional, pentru că e vorba de Caracal, pentru că e vorba de o implicare și legată de familie. Îl rog pe Ion Cristoiu să facă o analiză deasupra lucrurilor, tot ce înseamnă, cum se vede acest caz cu România toată, fiind vorba aici și de președinte, și de guvern, și de prim-ministru, și de scena politică. Vă rog. Acest caz din depărtare se vede cel mai bine din reportajul vizionat de mine ieri dimineață, că eram încă în Anglia, pe BBC, la breakfast. Reportajul despre nu viza crimele, pentru că vă dați seama că Occidentul în materie de crime în serie este mult mai bine între noi fie vorba, ci viza reacția imbecilă a autorităților. Deci s-a insistat mult, ceea ce era și corect, pe faptul că o fată a avut încredere în instituții și a sunat la 112, n-a sunat nici la părinte, iubit, nici acasă, nici la părinți, asta spune foarte mult. Și că de acolo a pornit o întreagă bârbuială care a avut ca punct de plecare incapacitatea de a localiza telefonul și sigur de aici imaginea României că e o debandată, nu o debandată, nu aș spune nici măcar că e disoluția autorității, că în materie de, zic eu, lucru bine făcut, ca să-l citesc pe candidatul Claus Iohannis,
stăm catastrofal. Deci eu cred, deci principala mea concluzie dincolo este aceasta, că de fapt am avut de-a face, nu vreau să jignesc caracol, caracol în provincie. În provincia românească se accentuează tarele. Unul din marele slăbiciuni ale României din ultima vreme, din ultimii 14 ani, anume lipsa de profesionalism. Acolo totul, dacă luăm de la capăt, de la reacția poliției când s-a dus tatăl să se plângă, nu s-a iuțit nimeni. Era așa un fel de, bine, m-a venit unul, de toată lumea, inclusiv procurorul, după părerea mea, nu am probe, dar eu nu cred că au fost, au stat de la 3 până la 6 dimineața, nu știu dacă am înțeles că înțează domnul cum până așa, când sus. Eu nu cred că au stat de la 3 la 6 dimineața acolo și n-au intervenit când le dădeau voile. De aici, prin servuși la casă, Sorina, a venit tantea aia și mai avea un pic și bătea și familia și vecine. Nu. Probabil că au zis, hai mă, n-ai nicio problemă, ce să ne iutim. Deci avem de a face cu această delăsare lehamite a instituțiilor românești. Indiferență, și... domnule Cristoiu. Da. Nu zic că indiferență care ține de lipsă de profesionalism, spun. Eu nu spun că ține nici măcar de parte morală. Adică un profesionist e cam presă. Să zic că și în presă. Cam jumătate numai sunt că aia de la Caracal. Adică primesc postire, pleacă, trebuie să plece acasă, trebuie să prindă metrou, nu mai au ei treabă. Asta cred că a fost. Și a doua caracteristică este o deprofesionalizarea instituțiilor de forță. După părerea mea, în ultimii 14 ani, o concentrare pe spectacolul luptei împotriva corupției, care spectacol care a fost foarte ușor. Că, pă, cum zic eu, acești bleci de corupții români, că bleci, de, apropo de alții, era ușor să prinzi, inclusiv, nu știu, un mare mahăr. De fapt, nu trebuia să te documentezi în câte se vede. Ca procuror îți dădea SRI-ul ce-ți mai dădea, ăla din magistratul, văzând că e corupție, nici nu se uita la probe și în felul acesta s-a deprofesionalizat partea aceasta de anchetă și sigur că și partea de poliție. Dar un singur lucru vreau să remarc, domnul Marescu, că deci eu m-am uitat la reacția clasei politice. După părerea mea, dezastru aici vine. Într-un asemenea caz, în primul rând am luat candidații la președinție. Eu credeam că acești candidați la președinție folosesc acest prilej pentru a propune un proiect de țară. Totuși, acolo sunt niște cauze profunde. Dacă luăm la rând, în primul rând, Dan Barna, prietenul domnului, spun în ghilimele, domnului, tu că n-a zis nimic. Păi, cum adică vrei să candidezi la președinție, să iei locul Iohannis și nu-l critici pe Iohannis că nu i-a cerut demisia domnului de la STS mai demult. N-a zis nimic, foarte interesant. După asta a venit Claus Iohannis, care, repet, este ceva groaznic, șalnic, această repetare a clișeului, iar cu PSD, cu lupta împotriva justiției. Alte partide, PNL, nu i-am auzit vocea, nu știu cum ați auzit. A zis ceva, Rares Bogdan, dar ceva un delir, adică că erau pune protocoalele care... Dacă ați observat un lucru, dar și cel normal era, nici Viorica Dăncilă cu teoria ei că trebuie să înăsprind pedepsele, că nu de aia a murit fata în condițiile în care a murit. Deci dacă observați, lipsește deja din România preocuparea pentru proiectul de modernizare a țării în sensul de europenizare, de eliminarea lehamitei, de lucruri bine făcute. Am avut pentru prima dată cu putere așa un revelator și anume că această concentrare a întregii clase politice pe pro sau contra justiției nu a făcut deloc bine României și nu face bine. Pentru că între timp, uite, cetățeanul se confruntă cu o nesiguranță a vieții, crește crima organizată. Asta dacă eu n-am observat, mă rog, vorbesc de politicieni, proiectul. Dom'le, în urma acestui, eu aseară în locul Iohannis, sigur aș fi venit și aș fi spus, era cam greu să vorbesc de lucru bine făcut, dar aș fi
tras niște concluzii și ar fi propus niște măsuri, inclusiv m-aș fi întrebat de ce STS-ul nu a achiziționat acel sistem. Asta era întrebarea, da, despre STS, Dumnezeule, vorbim de ani de zile. A fost cazul din Munții Apuseni. Domnul Mărățuie, știți teoria, am părerea mea. Părerea mea este că aceste instituții de forță sunt prea dependente de un singur om. SPP, STS, SRI, SIE, toate STS sunt dependente de un om. E atât de ușor să împachetezi un om, fii mai ales când e președinte, încât generalii fac ce vor. Te duci, pui... Domnul Cristoiu, unde ar trebui să fie? Cred că STS-ul ar trebui să fie lângă serviciile astea de urgență. Unde ar trebui să fie? Ca instituție, în organizație. Păi, vă dau un exemplu. Deci, serviciile secrete Marea Britanie sunt la premier. Normal. Premierul, pentru că premierul este cel care depinde foarte mult de Parlament și are de rezolvat lucruri practice. Nu știu, eu aș trece la serviciul de urgență, pe la Reda Rafat. Nu, vorbim de la STS la serviciul de urgență. După asta, exact. Dacă ați observat, domnul Marescu, că aceste instituții au scăpat de sub orice control. Uitați și acum, cu greu, toată reacția STS-ului, numai pentru asta s-ar trebui să demisioneze toți. Reacția lor normală, da, era ca din prima clipă, șeful STS, că zice că e dita mai generalul, dar să iasă el, nu pe fătuca aia. Bineînțeles, da, strigător la cer ce s-a întâmplat acolo. Păi spune domnul Cristoiu, știu, la ce oră aveți emisiune? Pentru că mai am câteva minute cu domnul Cumpănașu. La ora 7 pe Mediafax. Orele 19 Mediafax, ediție specială cu Ion Cristoiu. Mulțumesc mult pentru intervenție. Vom mai discuta zilele următoare. Hai să tragem o concluzie la tot ce am discutat astăzi și dacă mai ai tu informații, Alex, de ultima oră, îl sună telefonul non-stop, am văzut ce se întâmplă aici. Foarte multe mesaje de la oameni și le mulțumesc pentru asta. E incredibil. Totuși suntem o televiziune în momentul ăsta care emite pe net, până când în toamnă va fi și pe cablu. Sunt atât de multe mesaje. Ultimul dintre ele mi se pare incredibil. Dumnezeule, apropo de poliție, ca să nu zic miliția locală, dacă în momentul în care tatăl Alexandrei anunța dispariția, se duceau și luau camere din zona în care stătea și făcea la ea mânene, vedeau mașina și că au luat o mașină ăsta criminală. Așa e. Și nu mai trebuia să ajungă la nimic din toate astea. Și așa mai departe. Te rog. Care sunt concluziile tale? Nicoată, îți mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi și de a pune presiune pe acești nemernici care se va întâmpla. Pentru mine nu există o concluzie, pentru că, din păcate, și sper să nu fie așa, Alexandra e posibil să fi murit. Dar sigur nu va fi în van. Adică în acest moment sunt atât de înrăit încât nu vă voi lăsa sub nicio formă, mă voi lupta cu toți, indiferent cine sunt și indiferent ce fac, cu mulți oameni alături de mine, pentru că în perioada asta mi-am dat seama cine sunt cei care au curaj, cine sunt cei care zlași, cine sunt cei care vin și te perie când au interese. Ei bine, concluzia mea este că în acest moment nu avem un stat. Avem rămășițe ale statului, avem un stat disparat așa, adică atunci când sun la 112, tu sun la statul român, nu sun la STS, nu sun la poliție, la ambulanță. Nu are coloană vertebrală, e un stat în colaps. Exact, este un stat în colaps. Eu îți mulțumesc mult că ai venit, Alex, și ține legătura. Sprijinul meu îl vei avea întotdeauna. Mulțumesc. O să discutăm în zilele următoare și despre fake news. Au fost atât de multe, da. Și vreau să spun despre una. Faptul că vecinii au sunat, că au auzit zgomot. Nu, da. Era vorba de momentul în care polițiștii și procurorii se aflau în fața casei. Nu e vorba de telefoane care ar fi fost o zi înainte, care ar fi fost extraordinar. N-a sunat nimeni atunci. Și au atât de multe fake news-uri. Și anume că acest criminal, dacă va fi condamnat pe viață, va face mai puțin, pentru că nu are nicio legătură. E vorba de, din totdeauna, de faptul ăsta, că dacă ai peste, nu știu, 60 ceva de ani, faci... Îți mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Ținem pumnii ca să se afle tot adevărul și vom face și noi asta aici, la Smart TV, la Mediafax și la tot ce ține de noi, și vom face asta în fiecare zi. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc foarte mult. Ne interesează acest caz pentru că ne interesează copiii noștri, pentru că ne interesează familiile noastre, pentru că ne interesează România. E foarte important pentru noi să aflăm tot adevărul legat de acest caz și cu siguranță că vom merge până la capăt atunci când e vorba despre aflarea adevărului și mai ales de stabilirea vinovăților.
de fapt, stabilirea responsabilității fiecăruia pentru ce a făcut sau ce nu a făcut. Țineți aproape.